Asta m-a învățat Melente. Partea 3 acestui episod a fost un roller coaster emoțional. Am ratat prima rundă de trial, am avut ocazia să reparăm greșelile în cea de-a doua, iar într-un final Toyota a decis că nu vrea să ne mai ducă acasă. Mai ai o șansă. Mai stai să mai dăm o dată? Cum? Timpul cel mai bun punctează. Cel mai bun! Oh, Salvatore, you have second chance! Servus! Apă, nu știu dacă avem. Ciao! Am venit! Da. Uite ce-ți dau cadou, dacă tot ne filmezi. Aaaa, pam, 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 mulțumim! Hai că venim să vă și ajutăm. Salvatore! Sergiu, lasă asta aici. Iară, bă, cum nu vreau. Nu, stai că e grea. Maybe for today this is our cup. Uite că data viitoare să știu. Ia trebuie să fie. Asta m-a învățat Melente. Mulțumesc, să-mi o... Să o comand. Să ajungă. Doi agă magică e ăla. Da. Suvenir. Suvenir. Ne vedem în Italia la vară. Ok, ah, în Balna. Yeah. Let's see if I can close the door. Say to the guy to push more. Can you? Romanian, please. Take your hand. Merci. Mașini mai 19. Dorin, mai de la Reși s-au trecut. Da? De mult? De la B. Da. De mult? E roșie în obraj, e bine, nu-i palidă. Hai, pa! N-am timp să mă palidesc. Very large. So, okay.
Și iată, ne ajungi la finish. Eu cu mama am ajuns acum vreo oră, o oră jumate. Ana, în schimb, a avut mici probleme la mașină. Când ne-am întâlnit cu ei, deja înseară și nu mai aveau cric, a trebuit să oprim să le dăm un cric. Și într-un final au ajuns în parcul tehnic și ei. Ia să vedem care a fost prima lor impresie. Dar bună ziua! Hi! How was the race? Track very nice, very hard. Yeah? Some parts, yes, with a lot of bumps. Okay. We enjoy a lot, okay. We broke one pancard. We changed, yes. Oh. We changed it. We fucked up the front left right tire. Yeah, that I know. It. Yes. I was there. And then one moment when we need to climb this like extreme parts. Yeah. The pancard broke and the tires do like this. Boom. Pow. Suita una la alta. Yeah. But nice. Da, erau unele zone în care nu se vedea nimic, adică drumul sunt foarte slab vizibil. La un moment dat eram cu Salvatore, dacă tu ești pe asta, drumul e așa, uite așa mergeam exact, noi. Exact, așa mergi și noi. Exact, aia am zis. Și-ar fost vreo 3 sau 4 It wasn't minute. My problem. No, no, no. Okay. Așa era. Okay. Și dacă tu ești pe tracul nostru, așa era și So noi. The road is like this? Well, this is something specific for this zone and this organizator. Okay. To go from one road to another road with no road. Yeah. Yeah. They don't wait for an to intersection. Cut the way. Yeah. They just cut it. And you have to find your way. I was like, I don't know, here is left. Look, here is left, but we don't have a left. But really, really nice. Yeah. Not easy for sure. This is what they said at the start of the competition. They make something technical, not for speed. So it was a good experience. Yeah, she and a lot of time, it's dust. Sorry. Yeah, because the dust come from the back from the back. Yeah, I know. Am greșit pentru că l-am pus să întoarcă cred că de pe puțin 7 ori. Dar nu mult, adică vedeam că ne abatem și spuneam puneam să întoarcă, nu lăsam. Și eu am avut vreo 3 sau 4 în care dar nu trebuie să ne întoarcem, ne-am dat seama, ne depărtăm și din mers am tăiat. Așa, la un moment dat da. Dar la început m-a bulversat. Vezi ce înseamnă experiența. And what kind of tires you GST. But believe the legend. Me, but believe me, this GST I prefer from the Trepador for the moment. This? Yes. Clean what? More easy, have more grip for me, and with a high speed it's more easy to drive. Maybe I do the mistake to put 0.5 in front and 0.4 in the back because it's too smooth. This is what Anna asked you. It's not the too wiggly. Yeah. Yeah. I thought that the car is very heavy, and that's why my shoulder hurts. We shake it very well. Yeah. Vă dau acum un track frumos până la trial. What the fuck? Da, mi se învârte șurubul. Da, e mai lungă cu 15 cm. Serios? Da. But maybe it's good from your street car. Uh-huh. So park the street car. Yeah. And remove from that. Unei prea scurt, unei prea lungă. Patru ale în aici. Bă, las-o încolo. Cum bă, două bări și una e lungă, exact. Una e scurtă. Asta care am pus-o de pe 61 lui e prea lungă și pe care am primit-o de la... Via toală iară înapoi și... Mai vezi, n-ai cum să nu treci. Deci nu le... Ce o să zic, maică ta mea? O dată are! Maybe the seat belts aren't ready for you. We see. Oh, in the middle. That's the middle. Almost. Ah, it's perfect. In the high climb, you work only with the rear. I don't use locker at all. 2:32 is the time that we have to beat. Gata. We are ready. Yes.
spontane. Singurul țăruș. Am dat țăruș oricum. Singurul țăruș l-am nimerit eu. A, l-ai făcut? Un țăruș era. We have the same time. The same time. But one penalty. The only one penalty that I can do, I did it. So, did you like the trial, the track? Yes. And not only, but your type of driving. Ai luat un țăruș? Yeah. Vă dați de două ori. Acolo la țăruș a fost ambiția mea să dau cu trei. Și mi-a sărit față. Mai ai o șansă. Mai este? Să mai de mai de mult? Cum? Timpul cel mai bun punctează. Cel mai bun! Oh, Salvatore, you have second chance. Era tot. Eu strigam odată, nu era la start. You see, same time, we have the opportunity to try again. Plan de gol. Dai mie ce spaiale. Dai. Dai, două. Thank you.
Almost. We are in second place. Yeah, yeah. Bravo, Kiwi! Merci, merci. Bravo, very good performance. 12. Da. Bravo. 20 seconds better. What's your time? Eu am cominciat 12. Suntem pe 2 momentan. Boje ne-a dat 2.08. 4 secunde. Dar ne-am înătățit timpul cu 20 de secunde. No, no. Merge, merge!
Da, total. Nu du-te Salvatore, congratulations. I'm not going to home empty-handed. Stata de premiere. Felicitări, bravo. Iată ne ajungi la finalul acestui episod. A fost un weekend plin, cel puțin pentru mine, atât fizic cât și psihic, mai ales psihic, m-am consumat destul de mult. M-am consumat pentru faptul că nu mi-ar fi plăcut să se întâmple ceva sau să pierdem concursul din cauza mea. Recunosc că după ce am dejantat, m-am mai relaxat oarecum, pentru că mă gândeam că deja timpul pe care l-am pierdut acolo n-ar mai ține de greșelile mele. Mi-a plăcut tare mult această experiență. Cu Kiwi întotdeauna a fost puțin diferit, pentru că el având experiență de copilot și totuși atâția ani în spate de off-road, cu Kiwi este puțin diferit și atunci el mai prelua din munca mea ca și copilot. Noi am mai fost la 3 concursuri împreună. Însă acum cu Salvatore, Salvatore provine din Rally Ride, v-am mai spus și în episodul de la Reșița, și el este învățăcel deocamdată și nu cred că aș fi fost eu omul potrivit care să stau în dreapta, dar până la urma urmei ne-am descurcat, cred că mi-am făcut treaba binișor și pe partea de troliere, atât cât și pe partea de ajutor, de muncă fizică și în primul rând de copilot. Am avut câteva abateri, dar mi-am dat seama rapid. Traseul acesta a fost destul de dificil, am înțeles că e tipic pentru această zonă, să mergi, de exemplu, pe un drum care este foarte slab vizibil și brusc drumul să cotească dreapta și tu când te uiți, nu-i nimic acolo, numai tufișuri. Deci trecul cotește dreapta, nu există niciun drum pe care să faci dreapta, tu trebuie să sari de pe un drum pe altul, fără a avea o intersecție exactă. Lucru care e interesant și te pune să cauți tot timpul o cale să treci de pe un drum pe altul, fără a avea un drum propriu-zis. Iar eu n-am mai întâlnit așa ceva până acum. La un moment dat aveam destul de multe dubii până mi-am dat seama că așa este track-ul și probabil și sper că voi mai întâlni de acum înainte. Mi-a făcut foarte mare plăcere să concurez alături de Salvatore. A fost foarte drăguț, m-a înțeles, cred că mi-a înțeles greșelile și sper că vom mai avea ocazia să ne dăm împreună. În schimb, la noi în mașină, atmosfera, recunosc, n-a fost aceea pe care o așteptam. Așteptam mama să fie mult mai panicată, poate să vorbească mai mult, să sperie mai mult, dar a fost foarte calmă, ceea ce ne-a și ajutat. Mă temeam, sincer, înainte de acest concurs, să nu fim în situația în care să zică mama după primii 2 km, eu mă dau jos, oprește. N-a fost cazul, până la urmă am avut un rezultat, zic eu, bun, pentru că noi am ieșit pe locul 2, față de locul 1 am avut o diferență de 8 minute, ceea ce
ce nu-i foarte mult, având în vedere stilul nostru de mers. Iar când zic stilul nostru, eu tot timpul am încercat la toate concursurile să menajez cât se poate de mult mașina. Câteodată mi-a ieșit, câteodată mai puțin. Ca idee, ne-am uitat ulterior pe trecuri și pe trecul meu și al lui Salvatore și noi am avut viteza maximă, am atins 82 de kilometri la oră și l-am întrebat și pe Kiwi cu cât a mers și au mers cu 62. Așa că nu trebuie să ai neapărat viteză ca să... Da, bine, că viteza am avut și tocmai asta a dus la dejantare, la... Am verificat acum cu Salvatore când mi-a returnat cricul, n-a fost dejantare, a tăiat cauciucul pe... Deci am găsit o tăietură pe marginea cauciucului. Pe margine de obicei nu prea ai ce să le faci. Când mai este pe suprafața de rulare, o mai poți repara cu nur, dar pe lateral n-ai nicio șansă. Așa că noi ca și daune am avut tăierea cauciucului, bara de direcție, am rămas fără blocant spate, fără blocant față, dar chiar și așa am trecut linia de finish și am terminat pe locul 4. Noi, în schimb, la Toyota avem mici pagube la partea estetică, pentru că erau două variante de abordare a traseului, ambele erau blocate cu câte o mașină, noi am fost nevoiți să ocolim acea parte, lucru care a dus la îndoirea kitului de pe mașină, că nici măcar nu cred că e tabla sau vopseau efectiv kit. A rămas fără semnalizare, iar după cum estimam și ieri, astăzi am făcut mai multe stricăciuni la mașină în cele două minute făcute de două ori pe care le-am parcurs pe traseul de trial. Am făcut mai multe stricăciuni decât ieri în două ore de traseu. Am impresia că a cedat caseta de direcție, volanul nu ne mai stă drept, a curs foarte mult ulei pe lângă caseta de direcție, deci probabil va trebui să o reparăm, lucru care ne va costa destul de mult, pentru că piesele de Toyota sunt foarte scumpe comparativ cu orice altă mașină de off-road. De obicei sunt minim dublu sau triplu. În rest am păstrat-o destul de intactă, am reușit să nu o frec de toate malurile și toate inclinațiile laterale și toți copacii, pentru că efectiv a fost o alergătură printre copaci. Nu știu cât de bine s-a văzut pe materialul pe care l-ați văzut până acum, dar erau foarte apropiați copacii și am încercat să profităm de faptul că pământul era foarte uscat, solul era foarte uscat și aveai control destul de mult și de mare pe mașină, așa că parcă te forța să apeși un pic accelerația mai tare decât ar fi trebuit. Dar mașina a scăpat întreagă. Nu știm dacă reușim să o reparăm până la următorul concurs. Nu știm când va fi următorul concurs. Noi sperăm să reușim să facem și expediția în Turcia, dar nici acest lucru nu este foarte sigur. Așa că rămâneți aproape pentru a vedea care este următoarea noastră aventură. Dorim să mulțumim sponsorilor noștri DMS Auto44.ro și Vita Nimix, care ne susțin. Ne puteți susține și voi achiziționând unul din articolele noastre. Puteți deveni membru Patreon sau membru canalului nostru de YouTube. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe. M-am pus cu curul într-un mușuroi, cred. Haide. Haide. Scuturăm furnicile. Pa, pa, aveți grijă, te chiar să ne revedem cu mine. Super. Credeți că episodul se termină aici? Nu, nu se termină aici, pentru că să zicem că de ce ne era cel mai frică, nu am scăpat. Mai țineți minte când am venit și v-am spus că o vom face cum se făcea pe vremuri și că vom pune cauciucurile de cursă în portbagaj și că vom veni cu ele pe roți? Cred că ni s-a rupt axul din caseta de direcție, pentru că volanul se învârte, roțile nu. Și din nou n-am apucat să plecăm încă în vreo expediție, că Melente deja nu știu cât ne va mai suporta. Nu o să-ți mai răspundă la telefon curând. Probabil dacă nu este ziua lui de naștere să știe că vreau să-i urez la mulți ani, nu va mai răspunde la telefon. Îl așteptăm să vină, pentru că el stă în zonă undeva la 20 de kilometri. A zis că ia platforma și vine după noi. Îți curăț ce față va face Uța. Uța ne urăști, Uța. Ei chiar erau la un grătar și ne-au invitat așa fain și frumos să luăm parte la grătarul lor acum că am ieșit de la concurs și toți suntem pe zonă în drum spre Cluj. Mi-o și imaginez pe Uța stând pe scaunul ei și ascultând natura și bând un vin din minunatul pahar de la DMS. Nu, Uța, nu. Nu, asta pentru că ne-ai cunoscut pe noi.
A fost funny pentru că tocmai spusese Chivi de stricăciuni și l-am întrebat, zic, măi, ajungem acasă, că totuși mișca volanul, cum ați văzut în filmarea de mai devreme, mișca volanul și roțile nu prea răspundeau. Eu acum vă spun din punct de vedere al unei femei, da? Deci asta este o explicație de femeie care nu cunoaște tot ce ține de mecanică. A tras totuși dreapta că îi se părea că nu e în ordine și mă pune la volan, zice, iubita, rotește maxim spre dreapta, rotez maxim spre dreapta. Rotește maxim spre stânga, rotez maxim spre stânga și mai strigă o dată. Rotește maxim spre stânga. Era maxim spre stânga. Ca norocul ni s-a rupt stând, nu în mers, pentru că era nasol, nu știu ce. Dacă mergeam chiar și cu 30 la oră într-o curbă să rămâi fără direcție, nu era foarte plăcut. Da, am fi avut frâne. Sper că aveam frâne. Da. Așa că și dacă tot ne-am băgat sub mașină, am văzut că și omocinetica este cursă, deci alți 200-300 de euro mai târziu. Nu procedați niciodată așa, da? Absolut niciodată. Sau, doar dacă aveți un prieten pe care îl cheamă Melente, nu, nici atunci. Pentru că nu veți mai avea un prieten pe care îl cheamă Melente la un moment dat. Ne-am mai și pus cu fundul în furnici când am făcut outro-ul. Vezi, Bitu, și aproape că l-am făcut degeaba. Sper să se uite lumea în continuare la acest episod. Melente, nu ți-a fost dor de noi? Cum să nu? Ui. Chivi. Alex. Că n-ai fost în pădure. Încă pădure, dar bine că robești. Bine că m-am oprit aici și n-am mers, nu știu, încă două curbe. Cum m-am oprit? Nu, dintr-o dată, nu mai fost nimic. Nu, avea joc destul de mare. Și m-am oprit să văd de unde e jocul. Și când i-am zis la Ana să dea o dată stânga, o dată dreapta, a făcut un boc. Am simțit așa că a scăpat volanul, știi? Tic. Da, bă. Zi. Tu nu mai ai șuruburile aici, ia uite la frunze. E. Ok, aia ca aia, dar nu e aia. Bun, dar aia ți-o rupt ție. Vezi, ți-o zbura de aici, fii atent, șuruburile, ia uite. Ia uite. Ăla-i jocul. Și acum s-o bele caseta. Ia-n vârte de mă trage un pic de volan. Da, da. Vezi aici, că ea se învârte, da. Ok. A, deci un șurub ar trebui numai, nu? Nu un șurub, că ți-o rup pivotul. El e așa și are un... ăla de ține rulmentul. S-o forfecat ăla. A, deci vrește s-o rupt înăuntru, nu s-o desfăcut. Nu. De acolo e jocul. Nu ca să te așa dus. I-am văzut ăsta mai curat, da, nu poate fi el așa curat, de? Ia uite. Vezi, aici ai patru șuruburi, în care tu numai ai numai unul. Uite, ia, ia. Vezi? Am înțeles. Nu. Și asta ia să afară acum. Și unde putem găsi noi așa ceva? Pe, nu știu, la mine dacă găsesc. Eu am niște punți astea. Niște punți? Așa, prin grădină aruncate. Au crescut niște punți în grădină. Asta trebuie prima dată fuzeta jos, asta. Vezi că o să se afară, scoase astea. Văzut care-i treaba, pus altele patru și strâns iară la loc. Asta da, are treaba cu omocinetica sau nu? Are. Treaba e că asta trebuie să ai tot timpul când te duci în concurs să te uiți. Dacă, vezi, dacă e așa, e ok. Dacă nu-i pământ pe ele, te destrâng. Se destrâng. Am înțeles. Astea că au fost destrânse, sor, vezi? Când ai avut jocul ăla, deja erau destrânse, nu? Trebuia numai să le, tuc, 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 să le strângi. Nu-i foarte. Eu am rupt ăla. Da. Bun. Grav nu-i, dar nu poți să o duci decât numai să se înforme. Roțile merg, astea amândouă. Dacă le virăm noi... Comocinetica asta a fost schimbată acum o săptămână înainte de concurs. Nu, păi nu-și strâns. Posibil să nu fi fost strâns bine. Da. Ce-o rumblat acolo? La chestii... Rulmenții... De la pivot? Da. A făcut ceva, nu a făcut bine acolo. Da, hai să-l pe platformă. În seara asta stați la noi, mâine plecați cu mașina. Hai, păi o rezolvăm, nu e treabă până. De o oră sau cât. Da, da, astăzi nu. Da. Eu nu pot astăzi. De duminică, nu? Nu, nu facem nimic duminica, că e sărbătoare. Hai, da. Ori le-o strâns de le-o forfecat, te-o vezi?
Aia pare forfecată de mult. Da, jumate. El... Aia, ca aia zic, jumate pare ruptă de ceva vreme. De mult, da. Și alelante nu mai ies ca să vedem. El e pe con acolo. Deci ea era ruptă... Bine. Ce ai strigi mașina? De o și ruginit. Nu conduci bine. Strigi mașina. Vă dați seama cam cum se încheie de fapt acest episod. Nu o să vă mai reținem. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Ne vedem curând. Mergem să bem un pahar de vin la Uța.